marginea terenului după acea lovitură liberă. Robinho, pasă riscantă a lui Robinho și mai riscant acest balon pe care îl interceptează Santana. Continuă Santana, gol Torino. Gol Torino după o greșeală de începător la AC Milan, un cadou pe care îl primește astăzi Mario Santana, incredibilă eroare. Și Nocerino este cel care pasează practic pentru golul lui Mario Santana, un assist oferit de Nocerino, însă nu pentru echipa sa, ci pentru AC Torino. Imensă eroare, rar se vede așa ceva în Serie A. Iar Mario Santana este un jucător îndeajuns de experimentat pentru a profita, iată faza Mexes și el luat prin surprindere de această eroare. Mario Santana sprintează, îl driblează și pe Amelia, care se culcă parcă prea devreme, și 1-0 pentru Torino din minutul 29. Uite până la Emanuelson. Emanuelson în bandă până la De Silio, pasa pentru Robinho! Gol senzațional pe care îl reușește Robinho, o fază la care brazilianul driblează din fentă unul dintre adversarii săi și îl execută ulterior pe Gillet cu un exterior fantastic. 1-1 din minutul 40. Vine imediat Nocerino să-i mulțumească lui Robinho. Și reacția suporterilor milanezi, iată faza, pasa lui De Silio, foarte bună, însă ce face Robinho aici cu Valerio Di Cesare? Este absolut fantastic, îl trimite într-o direcție greșită pe Di Cesare și cât de frumos șutează cu piciorul stâng Robinho. 1-1. Sconi se va mișca cauza din iarnă și va găsi noi transferul pentru echipa sa. Deocamdată El Shaarawy centrează periculos. Nocerino! 2-1 Milan! Nocerino își repară greșeala de la primul gol al torinezilor grație acestui sprint extraordinar al lui El Shaarawy. Centrarea tânărului atacant este blocată de Jean-François Gillet, însă acesta face ceea ce nu are voie să facă niciun portar, respinge în față, respinge într-o zonă în care se află Antonio Nocerino. 2-1 pentru AC Milan, reușește să răstoarne rezultatul formația lui Massimiliano Allegri. Iar în acest moment Milan se apropie de o misiune îndeplinită, dacă nu e marcator, atunci e pasator. Stefan El Shaarawy, tehnica sa irezistibilă pentru Matteo Darmian și atenția pe care Nocerino o acordă acestei faze primește până la urmă răsplată, marchează practic cu poarta goală. Se urce și așteptând o lovitură liberă din partea lui Andrea Romeo, lovitură liberă atunci când fluieră arbitru, nu când consideră jucătorul, iar Pazzini reușește să profite și iată cum Milan poate încheia această partidă cu o victorie confortabilă, asta deși nu începuse deloc promițător acest meci pentru rossoneri. Deci duelul dintre Pazzini și Masiello, însă Pazzini urmărește zile, are meci în Copa Italia cu Regina, pe care nu reușește să o controleze Gillet, marchează faraonul, marchează El Shaarawy într-o duminică a erorilor aici pe Stadio Olimpico din Torino. Gillet reușește o gafă comparabilă cu cea lui Nocerino, o gafă de începător pentru experimentatul portar belgian. Îi oferă lui Milan golul de 4-1 și lui El Shaarawy cea de-a 13-a reușită a acestui campionat. 13 cu noroc pentru tânărul atacant milanez, după ce Jean-François Gillet, fără să fie pus sub presiune, o comite, iată, nu era nimeni lângă el, era chiar protejat de Matteo Darmian. Și faraonul rossonero Stefan El Shaarawy spulberă orice fel de dubiu, dacă mai exista un semn de întrebare în privința câștigătoarei. 4-1 pentru altă vedetă tânără a fotbalului mondial cu Neymar. Poate și frizura
îl ajută pe Galliani să facă aceste comparații. Balon periculos, marchează Torino Bianchi. Reușește să recupereze puțin din mândria torineză în minutul 80. Mai sunt 10 minute de jucat dintre Torino și Milan. Avem deja o partidă cu 6 goluri aici pe Olimpico. Un meci bun pe care îl face Torino dacă nu punem la socoteală greșelile din defensivă. Centrarea lui Birsa, execuție de mare atacant al lui Bianchi, care plasează